Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Brawl Stars pe acest canal. De data asta o să avem un video foarte special, ca de fiecare dată. Hai să punem și Mico pe fundal, pentru că este o ocazie foarte specială, după câte putem spune. Deci astăzi vom cumpăra acest Stumble Pass. Dar ce să vezi, stea că deja l-am cumpărat. Wow, oh my god, 1000 de blinguri, bro. Foarte multe chestii interesante la acest Stumble Pass cumpărat. Deci da, ok, 1000 de blinguri. Bă, 1500, bă, fii atent, pentru că am Stumble Pass Plus. Bă, asta chiar e nice, aveam acolo un pin, niște credite, blinguri. Din nou avem foarte multe chestii interesante și sigur astăzi o să deblocăm câțiva brawleri. Deci rămâneți neapărat până la final. Star drop-urile de jos o să le păstrăm, pentru că după cum am zis, o să facem un opening imens cu star drop-urile alea atunci când voi termina și eu acest pass practic. Și na, o să avem foarte multe star drop-uri și star drop-uri legendare și stacate acolo. Și bă, fie întrână, vezi că chiar mai primești foarte multe chestii la Brawl Pass Plus. După câte puteți vedea, am primit încă din nou acele blinguri, acele star, acele powerpoints-uri de fapt. Eu zic, na, că se merită să upgradați la Brawl Pass Plus. Deci da, eu zic să upgradați și voi dacă, nu știu dacă vă permiteți. Uite, 20 de gemuri la fiecare de ăsta. Deci dacă cred că și mai mulți coinsuri, sau nu, nu mai multe coinsuri, mai puține, mai la fel de multe coinsuri, nu mai puține, doamne, dar mai multe powerpoints-uri și mai multe blinguri și gemuri, eu zic că e ok. Și da, după câte se poate vedea, poți să deblochezi orice brawler aici, epic, asta e așa, ok, deci asta e puțin ciudat, hai să dăm click acum. Deci poți să iau orice brawler epic free sau 1000 de credite și evident că o să iau 1000 de credite, pentru că, na, de ce nu. Și ei s-au pus toate pe Ember și nice, prima legendară deblocată pe ziua de astăzi, ia uitați-vă și voi. Eu zic că chestia asta e foarte tare, deci dați neapărat un like pentru asta. O să mai deblocăm probabil și un brawler epic, eu zic să iau neapărat pe Maisie, pentru că mi se pare cam cel mai OP brawler epic de acolo, nu știu, așa zice eu. Din nou blinguri, iar după o să luăm și gemurile de jos și creditele de jos, pentru că probabil o să deblocăm pe Maisie în episodul de astăzi. Și ok, cred că o să le și maxăm, apropo, deci rămâneți neapărat până la final și apăsați și voi pe butonul de like. Cred că și pinurile alea sunt destul de tari și o să le echipăm, dacă nu cumva o să uit. Hai să luăm din nou creditele și bă, dar fiind că mai am ceva până o să termin și o Stumble Pass auzi la mine, Brawl Pass-ul ăsta, dar asta este ce pot să spun. Hai să luăm și de jos acum gemuri, credit, coinsuri, chestii de-astea sunt în jos, nu prea sunt foarte multe jos, adică bine, tot e mai bine decât sezonul trecut, dar evident că e mai bine la pesul cu bani, asta clar. Și bă, fie întâlnă cât de ușor o deblochez pe Maisie, ești nebun, am luat toate astea și am 600 și ceva. Fie întâlnă că pot să o cumpăr la 25 de gemuri și se cumpără, zic eu, pentru că, na, de ce nu, hai să mergem chiar aici și o cumpărăm ei cu 25 de gemuri pe Maisie, wow, dați neapărat un like pentru asta, eu zic că se merită. Hai să putem, poate mai deblocăm și un brawler mitic. Chiar acum deblocăm pe Fang. Nice. Am pus-o aici pe Fang. Eu zic că s-a meritat după din nou legendar, epic și tot așa. Deci da. Nu știu, hai să intrăm și noi pe shop. O, bă, a venit skin-ul ăla pe Spike. Un Spike parcă se numea. Ok, avem aici și niște coinsuri free, cred că pentru că am cumpărat eu Brawl Pass-ul cu bani. Și fiți atenți că aici sunt foarte multe skin-uri, bam, la 5000 de blinguri, pentru că avem, nu avem blinguri chiar destule, dar putem recompensa cu gemuri. Și da, cred că o să cumpăr un skin foarte, foarte mișto, nu ăsta, nu pe Maisie, dar na, asta cred că rămâne pe un episod viitor să cumpărăm un skin. Ok, m-aș gândi și la Final Boss Rico și la Ember, asta, nu știu, luăm în considerație. Considerare, de fapt nu considerație, dar în fine. Ok, și hai să mai vedem, mai avem ceva pe aici, nu mai avem, deci star drop-urile astea rămân aici, pentru că o să fac eu un opening imens când voi reuși să le, cum să zic eu, să le strâng pe toate mai pe scurt, în fine. Hai să mergem și noi, opa, am primit și o notificare, stați așa puțin. Să deja puțin auzi la mine, nici măcar nu mai știu să vorbesc, evident că am primit notificare la ceva la română. Dar în fine, am upgradat până la level 11 acest Ember. Și asta e, ce face acest Star Power? Da, cred că o să-l cumpăr pe ăsta al doilea, nu știu, pare mai ok. L-am cumpărat după câte se poate observa. Na, Gadget nu știu dacă o să cumpăr acum sau cred că o să cumpăr după totuși. Și acum mai avem de cum să zic eu, maxat și Maisie. După câte puteți vedea aici, am luat brawler ăștia pentru că mie mi se par niște brawler destul de OP. Na, adică mai bine iau pe ăștia decât să-l iau pe Pearl, care e bine, și Pearl e ok, dar nu e chiar așa, nu știu, nu mi se pare așa de OP ca brawler ăștia. Și Kid acum așa a luat și Nerf.
Da, hai să dăm un meci aici pe Solo Caverna sau hai mai bine să dăm aici pe Brawl Ball, un meci direct cu Ember. După vom da și cu Maisie să vedem care este treaba, după câte puteți vedea. Am picat aici, cred că într-un meci foarte, foarte greu la 0 trofee, o să fie cel mai bun player din România și nu numai. Îi dăm și noi. Bă, chiar îmi place și chiar dă destul de mult de meci ăsta, cum se numește, Ember. Uitați-vă și voi bine. Adevărul e că e și maxată, adică eu joc la rank 1 și e maxată, gen. Asta e un avantaj imens, e un avantaj foarte mare, dar na, de ce nu? Este legal, deci da, adică nu urmă că este legal, iar Supercell chiar vrea să face asta ca să le dai niște bani, dar în fine, haide bă și dăm direct gol foarte ușor. Bine, nu că ar fi greu să joci cu boții, dar în fine. Nu știu dacă chiar sunt boți, după cum joacă ăștia, par doar foarte, foarte slabi, mi se pare mie sau nu știu. În fine, să vedem în continuare, foarte, foarte ușor meciul ăsta, dacă să mă întrebați pe mine, nimic că nu prea am folosit ultimata de multe ori, cred că am folosit doar o dată sau de două ori maxim. Și na, hai să vedem următorul meci, avem aici și un win streak de 1, după câte se poate observa. Deci na, eu zic că a fost foarte, foarte interesant. Și na, cred că o să pușem foarte lejer cu brawler ăștia noi. Și hai chiar acum să o echipăm pe Maisie. Skin-ul ăla nu prea îmi place, sincer să fiu, dar în fine am dat un meci din nou la Brawl Ball. Maisie am văzut că dă foarte mult damage, nu știu dacă mi se pare mie sau așa, dar în fine și ultimata e bună. Se mișcă și destul de rapid, dă mult damage, adică na, nu știu de ce n-ai jucat brawler ăsta. Mai iau și pe Fang și Kit și o să am toți brawlerii OP și Mandy și na. Da, în fine. Eu zic că chiar s-a meritat investiția asta și dacă aveți și voi buget să băgați și voi în Brawl Stars 50 de lei, dacă ați vrea să cumpărați PES-ul, eu zic că se merită mai mult, cum să zic eu, varianta de 50 de lei decât de 35 de lei, dar în fine asta decide fiecare. Da, îți mai dă câteva gemuri în plus, bling-uri și alte chestii, dați neapărat un like, că e până să dau eu gol aici. Și bom, bă, fii antrenat, chiar ești chiar și superul. La Maisie aici, deci da, bam din nou, chiar e tare, sincer, haide din nou, și bro, 2000 damage, nu știu, mie mi se pare destul de mult, gen 2000 damage pe un hit așa, pe un hit normal. Haide, îi dăm așa, hai că am reușit eu dacă ești nebun. Nice, gol, foarte tare pentru asta, dați neapărat un like pentru acest gol. Și lăsați un comentariu cu ce părere aveți voi și dacă ați cumpărat acest Stumble Pass. Deci vreau ca toți să scrieți neapărat în comentarii dacă ați cumpărat și voi Stumble Pass-ul. Deci, da, boom. A dat și acest gol, Raul, bro, cred că e român. În fine, nu știu ce zic despre asta. A fost un meci foarte interesant. Bam, avem și aici win streak, direct rank 2. Ești nebun din primul meci, nu că ar fi ceva foarte wow, dar în fine. Bun. Deci eu zic că s-a meritat foarte tare. A fost un episod destul de șmecher. Dați un like pentru că am cumpărat și un Stumble Pass-ul. Și da, aici a venit și acest pig. Și na, asta am făcut pe episodul de astăzi. Am luat Maisie, am luat și Ember și da, sper că v-a plăcut episodul, vezi aici Ember maxată și da, nu uitați neapărat de un like și noi ne auzim data viitoare, pa, pa.